companie mare de consultanță, servicii financiare, care a făcut parte din Big Five, înainte, așa se numea, nu era Big Four, era Big Five, cu Andersen Global, își deschide un punct de Da, lucru Andersen, celebra în... companie care a dispărut ca urmare a Da, scandalului Enron în anii Enron, 2000. exact. Își deschide un Da. punct de lucru, un birou la Ramallah, Deci acest acum lucru chiar nu recent. știam. Da, Da. interesant, interesant. Da, deci asta exprimă un interes deja, un interes economic fundamental. Dacă Andersen, care este o firmă extrem de serioasă din punct de vedere al auditului financiar și al Da. contabilității, vede potențial în Palestina, asta înseamnă că planul lui Trump nu este numai o vorbă goală. Sigur că rușii au reacționat. Cum reacționează ei? Să studiem, să vedem, Da. să... Așa. Uniunea Europeană a bâlbâit-o. Nu prea am înțeles Nici nimeni ce. n-a înțeles. Cinstit, nimeni n-a înțeles. Germania, puterea principală europeană, a zis că va studia propunerea, ceea ce mie personal îmi spune că, de fapt, ori nu sunt pregătiți să dea un răspuns, ori interesele lor nu sunt apărate de acest proiect. Și eu cred că aici Kushner a deranjat enorm. Kushner nu a luat în considerare niciodată interesele Europei sau altor Dar nu state. cumva ghimpele este chiar mutarea capitalei de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru că și noi Da, avem este o o rupere. dezbatere pe... Da, noi am avut o dezbatere foarte. România a avut o dezbatere foarte prost condusă. Aici, România, să știți că a pierdut și pe mâna, și în fața Statelor Unite, și în fața Europei. Eu am spus întotdeauna, politica românească, politica externă a României, întotdeauna a fost foarte nuanțată. Se pare că noi, de vreo 5 ani, noi avem o politică extrem de alb-negru. Tot ce nu este. Maniheistă. Da, tot ce nu este Berlin, nu e bine. Vrem să vindem produse în Moscova, vai sunteți comuniști. Vrem să facem relații cu China, vai sunteți comuniști. Eu cred că și în timpul campaniei electorale, puțină lume a observat, să știți că la nivel diplomatic la București s-a observat acest lucru. O declarație foarte nefericită a unuia dintre candidați care a spus: China și Rusia nu fac parte din sistemul de valori ale noastre.